Ce mi-e faimos la noi din țară? Băi, dar uite cum arată mâncarea lui, prin cele mai preferate sunt de ambalat. Allegro Vendigo, Orlando Mar. Băi, băi, sunt unul care este... Doamne, cât de bun. Care este foarte popular. Prieteni, salutare la toți! Astăzi, în acest video, noi să mâncăm precum 5 vedete cei mai faimoase la noi din țară. Noi să luăm mâncarea lor preferată, să vedem ce mănânc, ce preferință au oamenii ăștia care sunt cei mai faimoși la noi din țară. Chiar este interesant pentru mine și cred că o să fie foarte interesant pentru voi, așa că noi nu o să pierdem timp. Voi nu uitați să abonați acest canal, să puneți un like, iar noi începem. Deci, băieți, noi acum începem cu prima noastră vedetă care este, aș spune eu, destul de cunoscută, Emilian Creț. El are pe Instagram peste 500.000 de urmăritori și eu cred că pentru Moldova asta e ceva foarte mult. Am căutat care este mâncarea lui preferată. Am observat că el a fost într-o emisiune unde el a venit și a făcut rețeta, adică șuba. Eu presupun că lui îi place șuba asta, dacă el acolo a venit și a făcut-o. De ce noi să comandăm aici o mușă șubă și așa să mâncăm? Nu s-a adeptul de șubă, dar să vă spun deodată sincer cum este. Eu nu prefer șuba să mănânc, adică nu-mi place, nu știu. Noi să o comandăm, poate ce o face gustos, n-am idee. Deci, băi, voi uitați, a venit șuba asta noastră și, băi, dar uite cum arată. Mai scurt, are multe ingrediente aici, că să vă spun așa, voi vedeți, și singur, are și o pâine așa mai neagră, mai interesant. Eu n-am răbdare să ieși să gust. Să vedem cum o să fie. Am să o tăiem noi cumva. Uite și moale ei aici. Era chiar tare interesant. Vă mă gurde. Pune asta tare bun. Normal. Dacă ți-e foame, poți vii să mănânci. Să zic că îmi place tare, nu. Nu chiar așa. Dar e destul de normal. Cam cartofi care e mult mai rău la gust. Așa e de gust tare mult. Ești lista care e așa de aici, de sub primul strat. Eu aș zice că arată destul normal, serios. Eu nu mă așteptam ca să fie în așa formă, nu mi-e. Obiect când vedeai că el era dat cu maioneză deasupra, roșu, cu sfeclă. Adică nu vedeai în așa. Băi, dar pâinea asta, pur și simplu, e cosmos, e serios. Eu nu știu dacă din pâine integrală e tare bun. Eu presupun dacă el o vine și a făcut șubă în emisiune, adică el preferă mai mult mâncarea de casă. Fiindcă șuba eu aș considera o mâncare de casă, nu de oraș sau ceva. La prețul ei de 65 lei, asta e destul de normal. Mai ales pâinea asta, aș lua și acasă așa pâine, tare bună. Băi, eu cred că Emilian Creță, cine, adică din partea de băieți, pe Instagram, probabil el e pentru cei mai populari, adică influencer, dacă se ține așa, din fete, știu că sunt persoane care au și mai mare audiență, dar din băieți, eu presupun că el e printre cei mai, dacă nu cel mai popular pe Instagram, adică și ține pe Moldova. Eu avem ceva idei, presupuneri că el o să prefer ceva de casă, mâncare. Pentru că el mai mult familiar, dacă ați observat și voi, că cei care îl urmăresc, asta se vede cu ochii liber. E tare familiar și ține la familie și așa mai departe. Respectiv mănâncă și prefer mâncarea de casă. Pentru cei care îmi privesc din România, eu nu știu dacă în România este așa ceva, adică șuba, însăși. Asta este o salată. Noi la moldoveni numim șubă. Nu știu în România dacă este așa termen sau poate voi o numiți altfel. N-am idee. Scrieți asta în comentarii, cum chiar ne interesant și pentru mine și pentru cei care sunt aici în Moldova. Noi încerc la următoare vedeți care este la noi în țară. Dăm balan. Cel mai interesant că mâncarea lui prin cele mai preferate sunt burgeri, adică fast food-ul. Noi suntem chiar acum înăuntru la KFC și o să luăm acolo, facem o comandă și o să vă spun de ce anume fast food-ul. O să vă explic, voi să înțelegeți ce anume burgeri, fiind chiar nici eu nu mă așteptam la dâns. Spuneți că trebuie aici pe loc, ne-am așezat vreun șel o masă și dați voi spun de ce anume fast food-ul. El, ca să înțelegeți acum câțiva ani urmă, el a deschis un local și ține de fast food. Și de ce? Eu cred că odată și tot deschis un local cu, nu știu, spre exemplu cu fast food, înseamnă că ți-e place fast food. Eu n-aș deschide, spre exemplu, un local cu măslinic, când mie măslinic nu-mi place deloc. De ce? Eu presupun că lui fast food-ul îi place foarte mult și noi am venit aici și am făcut comandă de un real box, unde acolo intră și arepioare și cartofei și un burger și băutură. Am prins cât de cât e bun. Cunoașteți cu toții, el este un cântăreț care are un nume foarte de mult, mai ales când a fost chiar și în grupa Ozon cu Discipline Guitare, numai ei și Picasso și tot așa mai departe. Consider că este o vedetă care are un nume și are un rezultat foarte mare la noi în țară, cât și internațional, asta foarte mult contează. Comanda noastră, cum arată aici real box-ul nostru, băutura. Uitați-vă cum arată la noi burgerul. Băi, el e mășcățel, eu aș zice. Ca să înțelegi, o porție medie costă 130 de lei la meniu esteană. Mai dau 5 lei și ai porția mare, cartofi mari și băutura mare. Asta cred că e ceva, nu știu, promos ca să atrag mai mulți clienți, cumpere mai mari porți și așa mai departe și avem și 4 arepioare pe lângă asta. Bă, de le mare tare, nu știu, poate schimba ceva. E serios să zic. Bă, eu nu nimic, mie tot îmi place tare mult fast food-ul. Eu cred că sunt foarte mulți oameni fast food-ul printre mâncare preferat, dacă să fie mai sincer. Fix așa cum și la mine kebabul, care toți consider fast food, mâncare preferat la mine. De ce? Nu e ceva de uimit sau persoane mai ales vedeți cum în cazul nostru avem mâncare preferat, fast food și așa mai departe. Bă, că nu știu, chiar n-am dacă picante aici. Prima dată eu băutură în ceai la KFC. Băi, pentru mine, Dan Balan este un cântăreț care, nu știu, eu am crescut cumva, adică un cântăreț la noi din țară, care eu am crescut cântelui, adică. Eu nu știu dacă la localul lui el are acolo carne hot, la produsele burgeri și așa mai departe, anume la carne. Băi, băi, sunt unii care, uite, nu mai pot. Eu sunt speranța mare care pe oară noastră de aici, ele nu sunt picante tare. Băi, dar dânși așa arată porția mare, mi-a spart că ar trebui să fie mai mare cheie de la cartofi. Te rog, nu mănânci picant. Băi, nu mai înțeleg. Ori la mine de-am gura iute de la burgerul ăsta. Băi, carne la KFC nu se compară cu nică. Eu asta de fiecare dată o zic, fiindcă așa și este. Bă, ce iute. Băi, la noi următoarea vedetă care este la noi din țară, care acum momentan locuiește în București, dar ei la noi din țară, din Republica Moldova, este Irina Rimes. N-avem timp să iubim până la capăt.
cântărează la noi din țară, care este foarte populară atât la noi cât și în România, mai și cea mai mare parte. Așa că mâncarea ei preferată, voi ascultați atent, mâncarea ei preferată este borș roșu. Îți închipuie? Adică iarăși este o mâncare de casă. Lângă și am văzut noi și la Emilian Crețu, adică prefer mâncarea de casă care e făcută, nu știu, de mama și așa mai departe. Noi scumadăm acuș borșul, mâncare tradițională care este la noi și la moldoveni, presupun și la români, de ce noi să luăm și o să-i dăm bătaie. Uitați cum arată borșul nostru. Băi, ia uite și aici. Aici avem niște felii de slănină, avem niște smântână și avem niște chifle cu usturoi. Dar tu n-ai idee cât de bine aici. Miroase, să înțelegi, adică amestecul ăsta de usturoi cu slănină și asta. Și aici, respectiv, noi avem borșul nostru roșu. În meniu el arăta mai mare, spun sincer, arăta mai mare. Aici a venit mai mult mai mitel. Noi l-am luat fără carne, fiindcă, băi, borș roșu e borș roșu fără carne. Care carne poate meargă vorba? La mine acasă, adică așa era. Combinația borș roșu cu pâine de asta cu usturoi n-am încercat niciodată. Chiar să fie și ceva interesant și nou și pentru mine. Eu și de puhăvă și tu vezi? Bă, cât de bună e pâinea asta. Borș roșu obișnuit, de casă, adică nu e ceva ieșit din comun. Pâinea asta e simplu, nu am cum să o descriu. E tare bună asta cu usturoi, mai ales care este. Și în combinație cu borș care noi îl avem aici. Nu ți voi ceru ca eu să fac, unde toată ziua să mănânc doar mâncare tradițională. Eu aș putea spune că în video ăsta mâncăm practic mâncare tradițională. Câteva porți avem tradițional, nu chiar tot. Eu nu știu dacă noi să încercăm și slănina asta să mâncăm. E gras, am așa să vedem cum aș fi la gust, poate ceva mai îndeosebit. E tare gras. Nu-mi place consistența asta la slănină. Ești foarte dânsa liber. Ținând cont că e dișa din Moldova și e foarte greu ca tu să obții careva rezultat, mai ales nu la noi în țară, dar în afara țării, deși chiar asta este de apreciat. Eu cred că mai mult este cunoscut acolo în România. La noi mai puțin, de acolo a devenit cunoscut, acolo în România pe loc. Dacă ne uităm și paginii din Instagram, spre exemplu, acolo chiar are aproape de 800.000 de abonați, ca să înțelegi, asta e foarte mult. Ținând cont că acolo este și audiență din România și mai puțin deja de la noi din țară. Eu nu știu ce, orică la noi e chestia că nu prea apreciază chestia dată și adică oamenii devin cunoscuți în România sau în altă țară, oricând n-am idee. Dar foarte mulți sunt, foarte mulți cântăresc. Spre exemplu, și Vemot în Sot, la fel, el a devenit cunoscut acolo în România, nu la noi în țară, și în Republica Moldova. Fix așa și Carlos Dreams, adică foarte cunoscut, a devenit acolo în România, nu aici la noi, când a început el să facă. Pentru mine cam un semn de întrebare, de ce așa. Eu țin cont că asta este și mai mare populație și șansele sunt mai mari ca să devii mai cunoscut. Când aici în Moldova doar un mâine de oameni. Băi, zice, nu, eu mai rămas câteva linguri, eu n-am să nu putut încă, nu mai încă pe mine, atâtea mie să-ți bagi în stomac, e destul de complicat. Deci noi trecem la următoarea mașă să vedem următoarea noastră vedetă și mănâncă ei și adoră. Vrea un ursul. Care respectiv le place mâncarea iarăși tradițională, găluștele, sarmalele, cum îi mai spun și cei din România. Așa că noi chiar acum să încercăm să luăm o porție de găluști, nu știu, câteva găluști, să luăm și să le mâncăm. Noi am luat găluștele noastre, ne-am așezat aici frumos la local, ca voi să înțelegi, la o terasă, cred că n-au să-mi dai nouă afară cu găluștele noastre. Patru găluște, dacă așa mai exact, eu nu știu, băi băieți, cum ați și bile. Bune sau nu, după miroase foarte puternic. Mediu pe cei găluștele local, mie nu-mi place. Lui Adrian ursul îi place, presupun că lui îi place de casă anume. De casă și mie îmi place, sunt gustoase, făcute de mama, dar aici de magazin, încălzit repede și dați-l așa la mână, n-aș zici, de noi să vedem cum o să fie la gust. Este fără carne la noi. Băi, stare acre, nu știu ce, dar stare acre. Măi, nu mai vreau, e serios să zic. Nu intră deloc găluștele astea din magazin, eu nu știu, niciodată n-am dat de găluște bune în magazin. În local, da, sunt buni, acasă, fără vorbe. Dar din magazin, eu nu știu, parcă le face fără suflet, n-am idei. Ele nu sunt atât de rele, dar au un gust foarte straniu. Eu nu știu, cei care au încercat din magazin să mănânci, poate nu știu, poate la mine s-a merit așa, în alte magazine poate e normal. Dar eu, tădim, când cumpăr, nu sunt așa cum trebuie să fie. Găluște aici, sara sub lună, să mai mănânci cu cineva împreună. Gustoasă ele. Mâncare tradițională, pentru cele mai preferate la vizitele noastre. Îți primești ca 3 persoane care are mâncare tradițională, adică mâncare preferată. Asta înseamnă să mănânci mâncare de casă. Pentru că dacă mănânci mâncare de casă, ești devine și mâncare preferată. Și de ce noi am luat anumit găluște? Pentru că mi s-a memorat foarte mult când am uitat la un stories de lui, unde el a spus că acolo era, nu știu, la un eveniment, n-am idee unde, dar a spus găluștele pentru dânsul sunt ceva deosebit, ceva care îi place foarte mult. Deși ești noi și am luat. În cazul meu, nu sunt chiar așa de deosebit, așa de bune. Nu, băi, la mine am surâșit aici tare. Varza asta care de-am râșit aici nu mai merge. Următoarea noastră vedetă este Cleopatra Sratan. Mâncarea preferată este desertul, ca voi să înțelegi. Noi să luăm ceva la desert, nu știu, azi poate o bucată de tort sau dulce. În orice caz, este desert. Nu accentuat și anume. Deci noi încem acum magazin, pentru că acolo este alegere mult mai mare ca într-un local. Noi am luat și la noi un desert, să primești o bucată de felii de tort, care cu 21 de lei. Cred că la casă nu o să ne facă încă reduceri, fiindcă după orele 8-9, dacă nu mă greșesc, mai faci și încă reduceri acolo. Să deschidem tortul nostru, desertul nostru, care îl preferă și Cleopatra Sratan. Așa frumușel. Băi, noi am luat și cu hârtie, noi să-l mâncăm, noi să mâncăm furculiță, ca uitați, cumpăr ca oameni normal furculiță, așa să o luăm așa frumos. Cleopatra
Astralion, eu cred că cunoaște toți cu Când cu Icar a fost denumit. Eu acolo am avut și recorde cu Când cu Ia, Ghiță, dacă nu mă greșesc. Știi, și asta e o plăcere pentru Moldova când cineva de la noi, atinge careva recorduri internaționale. Dacă e domnișoară, evident că orice domnișoară preferă dulcele, în special desertul. Cum arată și la noi frumușel, tu vezi? Și de apetisant, dar și mie chiar îmi place. Doamne, cât e de bun. Bă, nu are cum să nu iubești așa ceva. Chiar mă gândim dacă să ai cineva sușă sau nu știu, icri roșii, că ceva scump, fiindcă asta, băi, vedeți, poți să primiți cât ceva din ceva mai scump. Dar nu e ca oamenii, mâncare tradițională, mâncare simplă, borș cineva. Dar tortul ăsta, băi, nu-ți compar cu nică. Cea mai bună masă din toată ziua pe care noi am avut la toate vedetele, cred că asta e cea mai bună. N-aș zice că e așa de sățuos cum alte mâncare noi am avut. Deci, voi ați văzut ce mănânc Cleopatra Sultan, mâncare e anume preferată, adică desert, care îl prefer eu foarte mult și chiar e destul de gustos, care cred că și toți o preferă. Prieteni, sper că v-a plăcut vouă foarte mult acest video. Voi, dacă aveți careva idei interesante, neapărat scrieți în comentarii, noi o să le analizăm și o să dăm o taie. Voi nu uitați să vă abonați la acest canal, să puneți un like, iar noi ne vedem în video următor.